Proiectul 218 se limitează foarte mult. La modul practic, din punctul meu de vedere, dacă se adopte legea așa cum este ea, de exemplu, Protecția Chișinău nu intră sub jurisdicția Republicii Moldova. El corespunzător, el nu este subiect al legii și corespunzător nu poate să... Eu nu înțeleg, eu sunt profan. Aștept să-mi spună neprofanii, domnul Sârbu, marele autor, să-mi explice. Deci asta înseamnă că radiodifuzorii, eu admit că asta o să aibă efect asupra, nu știu, RPR și nu știu care acolo, dar protecționăm înseamnă că nu va mai. Sau nu știu. Deci sunt, eu de ce spun lucrul ăsta, pentru că am observat, după ce am deschis cu ochii mai tare, că proiectul conține mult mai multe care am crezut noi la prima etapă.